Da, afară. Hristos s-a înălțat. Iată-ne la locul înălțării. Acum grupul nostru intră înăuntru. Suntem în locul unde împărăteasa Elena și împăratul Constantin au zidit una din cele mai frumoase biserici în cinstea locului de unde Mântuitorul s-a înălțat la cer. Ne pregătim de citit Sfânta Evanghelie. Iar în momentul de față, bisericuța este doar un simbol pe locul unde a fost altarul, piatra de pe care s-a înălțat Iisus, unde a stat cu picioarele, astăzi fiind moschee musulmană. Uitați-vă împrejurimile, se văd stâlpii de la fosta biserică imensă, care au rămas ca amintire, zidiți pe marginea zidurilor. Și aici vedem asiaticii frumoși și drăgălași, care și ei au venit în vizită la noi, la locurile sfinte. Sunt minunați și dulci, li se predică și lor Evanghelia. Aici este o fântână, altar ortodox al bisericii din timpul împăratului Constantin. Așa. Dar aici, în împrejurime, găsim zidurile din vechea biserică originală, mai vechi și mai noi, reconstituite după un model care astăzi reprezintă doar ceea ce numim noi.